un ceremonial militar și religios cu prilejul aniversării zilei de 1 decembrie, Ziua Națională a României. În fața dumneavoastră avem dispus un detașament de onoare constituit din Garda Drapelului de Luptă, aparținând Batalionului 630 Parașutiști Smaranda Brăiescu, un pluton de cadre militare aparținând Bazei 95 Aeriană Bacău, un pluton de pompieri militare aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Major Constantin Iene Bacău, un pluton de jandarmi aparținând Grupării Mobile de Jandarmi și Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și un pluton de funcționari publici cu statut special aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este domnul capitan Badiu Marius, din cadrul Batalionului 630 Parașutiști Smarandra Brăiescu. Doamna Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, și domnul comandor Leonard Baraboi, comandantul garnizoanei Bacău, salută drapelul de luptă al gărzii de onoare. Muzica militară a garnizoanei Bacău, împreună cu domnul George Cojocărescu și asistența aflată aici, în piața Tricolorului, vor intona imnul național al României. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te-a adâncit barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că-n astea mâini mai curge un sânge de Româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți, cu brațele înarmate, cu focul vostru ne vine viață-n libertate. Ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Pe ori
frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei prea sfânt, și scopul ei prea sfânt. Murim mai bine în luptă cu gloria de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină, decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Se oficiază serviciul religios. Muzica militară intonează rugă. Să aducem ție, Hristoase, Dumnezeule, într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, pe care primit-o tu jertfelnicul cel mai presus de ceruri, trimite-ne nouă harul preasfântului de viață, făgătorului tău Duh. Slavă Sfintei, cele de o ființă de viață făgătoare și nedespărțitei trăimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împărate ceresc, mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindenea ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorul de viață, vino și te sălășluiește într noi și ne curățește pe noi de toată stricăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,
acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte, în vremea aceea au făcut sfat fariseii ca să prindă pe Iisus în cuvânt și au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodianii zicând: Învățătorule, știm că ești omul adevărului și înveți pe oameni calea lui Dumnezeu după adevăr și nu-ți pasă de nimeni pentru că nu te uiți la fața oamenilor. Deci spune-ne nouă, ce ți se pare ție? Trebuie să dăm danjdie cezarului sau nu? Dar Iisus, cunoscând vicleșugul lor, le-a răspuns: De ce mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-mi banul dajdiei. Iar ei i-au adus un dinar. El i-a întrebat: Al cui este chipul acesta și inscripția de pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci a zis către ei: Dați deci cezarului cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Și auzind ei acestea, s-au mirat și lăsându-l, s-au dus. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște romi nevrenici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte, învrednicește-i a spori într-o dreapta credință, în dragoste cea către tine și cea către aproapele și în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Dă, Doamne, dregătorilor noștri, Duhul înțelepciunii și al iubirii de oameni, care întărește popoarele și le înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhurile pădării de sine pe care le-ai dat Sfinților tăi ucenici și apostoli când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri bărbăția și vitejia cea sfântă a dragostei către Dumnezeu, către aproapele și către țară. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Omenește, Doamne, pe toți eroii ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe câmpurile de luptă în lagări și în închisori. Pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea noastră. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorul și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne vrednicește pe toți ca întotdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție, celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor.
Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră! Slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Preacucernice Părinte, binecuvintează! Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, pentru ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Binecuvântarea Domnului peste voi toți cu al său har, cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin. O invit la microfon pe doamna Luminița Coșa, prefectul județului Bacău, pentru a da citire mesajului primului ministru al României. Bună ziua, bun găsit tuturor, la mulți ani români, la mulți ani România, ca și reprezentant al Guvernului în teritoriu, îmi revine deosebită onoare de a vă transmite mesajul primului ministru Mihai Tudose cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie 2017. Sărbătorim astăzi Ziua Națională, Ziua Marii Uniri de la 1918, cu încrederea și speranța confirmării unei noi pagini de istorie pentru România, pentru români. 1 decembrie 1918 a făcut ca România să devină unită și respectată, iar istoria a demonstrat că acest moment a deschis drumul către o perioadă de modernizare a țării. Misiunea noastră este să contribuim în mod concret la dezvoltarea României și să asigurăm servicii publice mai bune, asistență medicală de calitate, un sistem de educație performant, infrastructură adaptată nevoilor prezentului și prosperitate fiecărui român. 1 decembrie le-a adus românilor demnitate și îndeplinirea idealului național. Centenarul Marii Uniri este angajamentul nostru pentru redefinirea valorilor naționale. Centenarul Marii Uniri va fi nu doar un moment de marcare a istoriei, ci mai ales un punct de reper pentru repunerea la locul cuvenit a identității naționale. La mulți ani România, la mulți ani românilor din țară și de pretutindeni, la mulți ani tuturor celor care trăiesc în România. Mihai Tudose, prim-ministru al României. Mulțumim, doamna profesor. Despre semnificația evenimentului ne va vorbi domnul profesor dr. Anton Coșa. Stimate oficialități civile, militare și bisericești, dragi băcăuani, dragi români, sunt onorat să pot rosti această locuțiune într-o zi atât de importantă pentru noi românii și să pot sărbători împreună cu dumneavoastră Ziua Națională a României. Ne reamintim astăzi de Marea Unire din 1918, de acel moment istoric deosebit din istoria noastră națională, când românii s-au unit într-o singură țară, făurind astfel România Mare. De-a lungul istoriei, dorința de unitate românească a existat și s-a manifestat ca atare. Deși contextul istoric a făcut ca românii să trăiască multă vreme în state separate, aceștia au fost conștienți întotdeauna că fac parte din același neam, luptând pentru unire. Elita intelectuală românească de odinioară a fost conștientă că o națiune puternică presupune o conștiință națională puternică, promovând în acest sens, în mod constant, ideile naționale. Marea Unire din 1918 a fost pregătită și prin implicarea României în războiul care a avut loc în urmă cu un secol. Suntem chiar în anul în care noi, băcăuanii, am comemorat cum se cuvine centenarul luptelor de la Oituz, Coșna și Cireșoaia. Participarea României la războiul de întregire națională a avut ca obiectiv, după cum reiese atât de sugestiv chiar din denumirea sa, realizarea unității naționale românești. Strălucitele victorii ale armatei române, precum și numeroasele sacrificii de vieți omenești, au consfințit dreptul sacru al României la unitate națională și statală.
Totodată, participarea României la războiul de întregire națională a creat premise favorabile desfășurării istoricelor adunări plebiscitare de la Chișinău, de la Cernăunți, de la Alba Iulia, care au hotărât unirea Basarabiei, Bucovinei și Transilvaniei cu România. Dragi băcăuani, în această zi se cuvine să subliniem faptul că Marea Unire din 1918 a fost în mod firesc și rodul acțiunii băcăuanilor. Prin eroismul lor, soldații români care au luptat pe frontul din județul Bacău, în bătăliile Oituzului, la Cireșoaia, pe dealul Coșna, au stabilit definitiv ofensiva armatelor germano-austro-ungare. Județul Bacău a fost, atunci, în 1917, ultima redută care a rezistat eroic, salvând Moldova de iminența ocupației inamice. Aici au strigat ostașii români, pentru prima dată, pe aici nu se trece. Atunci, în anul 1917, ostașii români care luptau pe front în județul Bacău au dat dovadă de curaj, onoare și loialitate. Patriotismul lor a fost unul de netăgăduit, iar jertfele lor evidente. Există în istoria noastră a românilor momente esențiale, hotărătoare pentru destinul și înălțarea patriei. Anul 1917 a fost un astfel de moment. Există în istoria noastră locuri memorabile, pe care nu ar trebui să le uităm niciodată și unde ar trebui să trecem mai des, cinstind astfel și memoria eroilor noștri, care prin jertfele lor au pregătit calea Marii Uniri din 1918. Și județul Bacău are astfel de locuri. Oituzul, de exemplu, este un astfel de loc, care ar fi meritat mai de mult un mausoleu asemenea celor de la Mărăști și Mărășești. Sacrificiul celor căzuți aici, în județul Bacău, trebuie pus alături de jertfa tuturor celorlalți români din războiul de întregire națională, fiecare dintre ei contribuind astfel cu cea mai de preț ofrandă, cu prețul vieții, la o viață mai bună pentru urmași, la o soartă mai bună pentru țară, la o evoluție favorabilă a evenimentelor istorice ulterioare care au culminat cu Marea Unire din 1918. De aici, din Bacău, au plecat către Blaj cu doar o săptămână înaintea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia prețioase documente ale Marii Uniri din 1918, pregătite de guvernul român aflat la Iași în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții ai Consiliului Național Român din Transilvania, transportate fiind într-un avion în care se aflau locotenentul aviator Vasile Niculescu și capitanul Victor Precu. Astfel, Bacăul a devenit și prin acest fapt, încă o dată, un loc istoric important în opera de făurire a Marii Uniri. Marea Unire din 1918 a condus, în mod cert, la apariția unei țări puternice pe continentul european, a unei Românii în granițe firești, recunoscute ca atare prin tratatele internaționale. Prin Marea Unire din 1918, noi români am devenit mai puternici, mai conștienți de rostul nostru în lume. Semințele conștiinței naționale răspândite an de an pe ogorul patriei de elita intelectuală românească modernă au dat roade dintre cele mai bogate. Mai mult, ele s-au coagulat în tulpina unui copac simbolizând națiunea română, care la 1918 a făurit un stat național unitar și independent, care a adunat între ramurile sale pe toți românii, din toate provinciile românești. Marea Unire din 1918 este mai actuală ca niciodată și aceasta mai ales din cauza faptului că provincii românești au fost mulse între timp din trupul patriei în 1940, Basarabia, nordul Bucovinei. Și astăzi, românii din Bucovina de Nord sunt supuși de către statul ucrainean unui amplu proces de deznaționalizare, iar românii din Basarabia încearcă timid să se delimiteze de sferele de interes ale Rusiei și să se apropie de România. În plan intern, ideea de unire a românilor, patriotismul, trebuiesc promovate și în zilele noastre. Aș spune chiar mai mult în zilele noastre. În condițiile în care în ultimii ani constat că despre patriotism, de exemplu, se vorbește din ce în ce mai puțin, în timp ce istoria națională este tot mai denigrată, valorile naționale românești sunt negate, fiind disprețuită de către unii dintre semenii noștri chiar Marea Unire din 1918.
Noi, românii de astăzi, ar trebui să recurgem mai des la istorie, pentru a ne aduce aminte de vremurile de altă dată, când strămoșii noștri puteau doar visa la o Românie unită. Prin numeroase sacrificii, acești înaintași ai noștri au făurit Marea Unire în 1918, au creat o Românie puternică, prosperă, care a devenit mai apoi o voce aparte în concertul popoarelor europene, în diplomația europeană. Astăzi este nevoie de susținerea unei redeșteptări naționale prin promovarea valorilor culturale și naționale românești, prin acțiuni care să oprească înstrăinarea copiilor și tinerilor români de istoria lor, de învățămintele pe care ea le transmite peste ani, de ceea ce în ultimă instanță dă sens și substanță identității naționale. În zilele noastre, fiecare dintre noi trebuie să ne iubim deopotrivă atât înaintașii, strămoșii, cât și urmașii, conștienți fiind că nu suntem numai ultimul punct al unei linii de generații ce se pierde în trecut, ci și punctul de plecare al generațiilor viitoare. Astfel, obligațiile față de trecut se leagă cu cele față de viitor, iar moștenirea pe care ne-au lăsat-o strămoșii trebuie păstrată cu pioșenie, prețuită ca atare și pregătită cu grijă pentru generațiile viitoare. Iată de ce avem obligația de a recupera memoria trecutului și valorile naționale românești. Iată de ce trebuie să avem grijă să le lăsăm urmașilor noștri certitudinea unei vieți într-o societate democratică, într-un stat național, suveran, independent, unitar și indivizibil. Iată cum, în pragul sărbătoririi centenarului Marii Uniri, 1 decembrie, ca zi națională a României, devine o ancoră identitară care ne ajută să fim, prin intermediul faptelor înaintașilor noștri, mai uniți, mai puternici, mai apropiați de valorile noastre naționale care ne reprezintă ca neam. Iată, dragi băcăuani, cât de actuală este Marea Unire din 1918. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Mulțumim, domnule profesor! În continuare, ansamblul Mugurașii din Agăș, condus de doamna Ecaterina Rață și domnul coregraf Robert Costrovanu, vor prezenta un moment artistic constituit dintr-o suită de dansuri populare românești. Iar în încheiere, interpretul de muzică populară George Cojocărescu va încânta audiența cu două din melodiile din repertoriul său.
Verișoare de alu Ștefan, la 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 la. Porcăciulă și suman, la 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 la. Sfânt Verișoare de alu Ștefan, la 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 la. Porcăciulă și suman, la 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 la. Moldovana, ce-mi spune, măi dorule măi, și mă port cu falen în lume, măi dorule măi. Nistru la Ceahlău, la 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 la. Ai stai tot neamul eu, la 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 la. De la Alba la Bacău, la 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 la. Voi sunteți toți neamul eu, la 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 la. Laila, Băcăoan, așa-mi zice, măi dorule măi, Băcăoan, oriund mă-i duce, măi dorule măi. Răsună la laila, laila. Azi Bacău dă-ți adună la laila, laila. Din Moldova plei cu dor, măi dorule măi, țara moldovenilor, măi dorule măi. Neam din neam de Băcăoan, măi dorule măi, din Moldova lui Ștefan, măi dorule măi. Acum eu îndrăznesc în numele unui eveniment care a împlinit astăzi 99 de ani să vă invit la o horă care să reamintească de acea horă mare a tuturor românilor din 1918. Hai să-ntindem hora mare, mai aici, mai colea, mai aproape de hotare, ca să trecem granița. Mai aproape de hotare, până-n Basarabia. Noi suntem ai României, noi suntem și frați uniți, și pe câmp de bătălie vom lupta nebiruiți.
și pe câmp de bătălie vom lupta nebiruiți. Nu ne spăimântează moartea, noi suntem nemuritori. Moartea-i sfântă dacă soarta ne va încorona cu flori. Moartea-i sfântă dacă soarta ne va încorona cu flori. Pentru-n picurele de sânge nu ne vom înspăimânta, frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Frații noștri ne vor plânge, țara nu ne va uita. Așa este tot românul, de când este pe pământ, a luptat pentru dreptate și pentru pământul sfânt. A luptat pentru unire și pentru pământul sfânt. A luptat pentru unire și pentru pământul sfânt. Mulțumim domnului George Cojocărescu și muzicii militare a garnizoanei Bacău. Urmează defilarea gărzii de onoare. Va defila prin fața dumneavoastră un detașament de onoare constituit din Garda Drapelului de Luptă, aparținând Batalionului 630 Parașutiști Smaranda Brăiescu, un pluton de cadre militare aparținând Bazei 95 Aeriană Bacău, un pluton de pompieri militare aparținând Inspectoratului pentru Situații de Urgență Major Constantin Ene, un pluton de jandarmi aparținând grupării mobile de jandarmi și Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău și un pluton de funcționari publici cu statut special aparținând Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. Comandantul detașamentului de onoare este capitanul Badiu Marius, din cadrul Batalionului 630 Parașutiști, Smaranda Brăiescu. Thank you.
Domnul Sfânt, pentru participare.